Veste așteptată de cei care pot beneficia de ajutoarele de încălzire de la stat. Începând cu data de 3 octombrie, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili, petrolieri și se încadrează în prevederile legale, pot ridica formularul de cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței de la sediul primăriei. Acesta se poate descărca și de pe site-ul primăriei la adresa www.primariaregin.ro. Cererile se pot depune la sediul primăriei până în data de 25 a fiecărei luni, excepție făcând luna decembrie, când preluarea se va face până în data de 20. Plafonul pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2016-martie 2017 este de 615 lei. La depunerea cererilor, solicitanții au obligația să prezinte o serie de documente. Familiile și persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale beneficiază de ajutor lunar astfel. Familii și persoane singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 115 lei, li se acordă lunar o sumă de 262 de lei. Cel mai mic ajutor este în cazul familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei și 615 lei. În acest caz, ajutorul este de 20 de lei. Dacă încălzirea se face cu energie electrică, ajutorul lunar variază în funcție de venit între 240 și 48 de lei. Familiile și persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili, petrolieri, beneficiază pentru perioada acestui sezon rece de un ajutor lunar pentru încălzirea locuinței între 54 și 16 lei. Conform prevederilor legale, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere, cel puțin unul dintre bunurile stipulate de lege în aceste cazuri. Este vorba despre bunuri imobile, bunuri mobile, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei, terenuri, animale sau păsări conform prevederilor legale.